zilei, pe o stradă din oraș, doamna Masche își pierde chiloți! Pot să cred că așa ceva mi s-a întâmplat mie. Dar nu ți s-a întâmplat ție. Da, dar o să dea vina pe mine că am o nevastă atât de preocupată de uitatul pe fereastră, atât de hipnotizată de canarul din colivie și care nu e în stare nici măcar să țină pe ea chiloți! Totul este liniștit la suprafață, dar feriți-vă de cei pe dedesubt. Acolo zace pericolul. Dedesubt. Hai, spune-mi cum a fost, cum s-a întâmplat. Dar era la paradă. Arată-mi. Încercam să-l văd pe rege. Mă simțeam în plăcută. Asistiază talia. Și deodată le-am simțit chiloții în jurul gleznei. O priză plăcută în țările de jos. Care se spune că arătai minunat și că mulți bărbați și-au sucit gâtul ca să te vadă mai bine. Da? Dar eu m-am ținut demnă, să știi. Doamne, eu cred în miracol. Și azi dimineață, tocmai mi-a apărut unul subtei. Iată-te, cu ochii plini de panică, cu trupul fremătător. Și acum și pe mine zguduit de viață, o întâlnire de lucruri crucial. În clipa în care te-ai plecat și te-ai ridicat, chiloței, am simțit cum smulgi inima de mijlocul lucrurilor pe care credeam că le iubesc. Astăzi de dimineață când m-au căzut indispensabil. Pantalonașii. Chiloței. Nu mi-a venit să cred ce-mi văd ochii. Așa de obraznic. De ce ar dori o femeie? Un bărbat care se poartă ca o femeie. Lasă femeile să scrie poezii, să plângă pe scenă despre inimile lor frânte. Mama! Te iau și te aștept pe hârtie. Și când voi fi terminat, vom fi strâns în plătiți unul în celălalt, exact ca fulanul ăsta. Când vei intra, vei avea o mică surpriză.